Iubiți frați și surori, vreau să am și eu câteva gânduri în această seară din acest pasaj pe care fratele Pavel, Paul a citit și vreau să rămânem în această seară cu acest gând și anume că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, un Dumnezeu care nu doar că ascultă rugăciunile, Dumnezeu care dorește ca noi să venim înaintea Lui și să aducem nevoile noastre, cerințele noastre, pentru că așa se manifestă un, un Tată față de copiii Lui. Dar Dumnezeu cu siguranță este mai mult decât un Tată despre care noi vorbim și vedem pe Pământul acesta. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu iubitor, mări să fie Domnul. Pasajul acesta vorbește despre un împărat. Un împărat care a fost pentru vremea de atunci, pentru poporul evreu, un mare sprijin din punct de vedere spiritual. Un om pe care eu l-am catalogat ca un om care era îndreptat cu fața spre Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem. Și am mai spus lucrul acesta și repet, poate într-un alt fel, dar eu cred că cât de credincioși suntem noi și cât de mult noi trăim pe pământul acesta pentru Dumnezeu se reflectă în felul în care ne raportăm la Dumnezeu, în felul în care ne raportăm la Cel care ne conduce și Cel care ne ajută în fiecare zi, adică la Dumnezeu mări să fie Domnul. Dacă noi întotdeauna vom avea inima noastră îndreptată spre Dumnezeu, dacă noi întotdeauna vom gândi din perspectiva lui Dumnezeu, dacă gândurile noastre, dacă întreaga noastră ființă va fi raportată la Dumnezeu, viața noastră se va reflecta în trăirea de zi cu zi. Ezechia n-a fost un om plăcut după voia Lui Dumnezeu, un om care a încercat să aducă, cum spunea fratele Paul, această revigorare în viața lor, pentru că pur și simplu așa s-a trezit el. Și a fost un om care era îndreptat înspre Dumnezeu. Viața lui, inima lui și dacă vreți, fața lui era îndreptată înspre Dumnezeu. Pentru că se dovedește lucrul acesta în lucrurile pe care le-a făcut în ceea ce găsim în 2 Cronici, în capitolul 29, 30, 31 și partii din 32. Omul acesta a arătat că el avea într-adevăr fața spre Dumnezeu. Și Aș vrea în, această, în aceste câteva gânduri, în acest timp pe care îl am la dispoziție, să vă arăt patru moduri în care un om este îndreptat cu fața înspre Dumnezeu. Patru moduri în care Ezechia a demonstrat că inima lui și fața lui și întreaga lui ființă se l-a aportat direct la Dumnezeu. În primul rând, îl găsim pe Ezechia un om integru în calea lui, în viața lui. Pentru că, dragii mei, dacă ești îndreptat cu fața spre Dumnezeu, păstrând această imagine, oare cum ar trebui să fie viața unui astfel de om? Dacă nu, o viață integră, o viață curată, o viață de trăire care să reflecte că el este într-o relație intimă cu Dumnezeu. Uitați-vă la, la Împăratul acesta, la Izechia, și dați-mi voie să citesc un verset pe care și fratele Paul l-a minteat, dar recitesc. Spune versetul 5 din capitolul 29. Iată ceea ce gândea omul acesta și ceea ce trăia omul acesta și ceea ce îndemna poporul. Spune versetul 5 și le-a zis, ascultați-mă leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din Sfântul Locaș ce este necurat. Asta înseamnă să fii un om care ai inima și fața îndreptată spre Dumnezeu. Tu să trăiești o viață de sfințenie. Tu să fii un om integru în calea ta și apoi să îi îndemn și pe alții. S-a dus înaintea leviților, s-a dus înaintea preoților și a spus ce trebuie să faceți este să vă sfințiți, să vă sfințiți voi, să sfințiți poporul. Și cum putea să facă lucrul acesta? Atunci, pe vremea aceea, ei trebuia să se sfințească dând la o parte orice idol, orice lucru care ar fi putut ca să împiedice trăirea lor cu Dumnezeu. Și au zis ce spune versetul 1 din capitolul 31. Când s-au isprăvit toate acestea, toți cei din Israel care erau de față au plecat în cetățile lui Iuda și au sfărâmat stâlpii idolești, au tăiat astarteele și au astupat tot ceea ce era ca înălțime sau tot ce se aducea ca și jerfei idolești pe înălțime, pentru că a fost exemplul lui Ezechia și a fost îndemnul lui Ezechia. Dragii mei, oare noi ca și copii al lui Dumnezeu în vremea aceasta n-ar trebui să se reflecte și noi același lucru, faptul că suntem copii al lui Dumnezeu? Faptul că noi întotdeauna, și cred că noi facem lucrul acesta, întotdeauna noi avem mintea noastră, gândul nostru îndreptat înspre Dumnezeu. Noi suntem oamenii care stăm cu fața înspre Dumnezeu. Noi suntem oameni care îl avem pe Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă lucrurile vieții acestea. Pentru că raportându-ne la Dumnezeu, automat trăiește o viață de sfințenie. Și trăind o viață de sfințenie, trebuie să influențezi și pe alții. Este frumos să venim aici și să vă îndemnăm la o viață de curăție. Este normal să facem lucrul acesta, pentru că, printre altele, este slujba pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și de aceea Ezechia s-a dus la leviți și a spus, voi care slujiți în fața poporului, duceți-vă și învățați pe acești oameni să se sfințească. Dar, dragii mei, prima dată le-a spus, sfințiți-vă voi și apoi sfințiți poporul. Pentru că un om cu fața îndreptată spre Dumnezeu sau un om care are fața înspre Dumnezeu, este un om care are o viață curată. Este un om integru în tot ceea ce înseamnă calea lui. Și în această seară, mă rog, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Pentru că altfel, noi stricăm imaginea lui Dumnezeu. Dacă nu trăim o viață de neprihănire, dacă nu trăim o viață curată, dacă viața mea și viața dumneatale nu reflectă că noi îl purtăm pe Dumnezeu în inimile noastre, noi practic distorsionăm și stricăm imaginea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii se întreabă, pe ce fel de credință e asta? Sau ce fel de Dumnezeu ai tu? Ne uităm la alte religii și ne uităm la felul în care trăiesc. Și atunci spunem probabil că zeul lor sau idolul lor le îngăduie lucrurile acestea. Ori un om care îl are pe Dumnezeu în inima lui, în viața lui, după imaginea acestui împărat Ezechia, trebuie să fie un om integru în toată calea lui. Și mă rog în această seară, Dumnezeu cu adevărat să ne binecuvânteze în sensul acesta. Pentru că este ceea ce Dumnezeu așteaptă la noi. Este, dacă vreți, lucru cel mai important în ochii Dumnezeu, viața pe care o trăim. În al doilea rând, după ce găsim la omul acesta, la Ezechia, integritate în calea lui, pe care nu numai a trăit-o, ci a influențat și pe alții, îl găsim pe Ezechia un om căruia îi pasă de casa lui Dumnezeu. Și în această definiție găsim multe aspecte. Pentru Ezechia a fost un lucru care l-a măcinat în mod special și a spus vreau să repar ceva. Și spune capitolul 30, că el a vrut să reinstaureze sărbătoarea Paștelui în mijlocul poporului. Pentru că de mult nu se săvârșise această sărbătoare și chiar dacă unii au făcut-o, au făcut-o într-un mod incorrect. Și atunci omul acesta a spus, vrem să reinstaurăm această sărbătoare. Și spune capitolul 4, 30 și acele veste pe care fratele Paul le-a citit, că a căutat, a scris niște scrisori și a pus niște oameni numiți alergători să ducă acest mesaj. Că trebuia să se restabilească ceva în mijlocul poporului și în casa lui Dumnezeu. Pentru că știți ce se întâmplă? Un om care are fața îndreptată spre Dumnezeu, un om care îl are pe Dumnezeu important în viața lui, acelui om îi pasă de casa lui Dumnezeu. Și găsim în Scriptură și alți oameni pe care putem să luăm exemplu. De exemplu, cum este David, care ținea foarte mult să construiască un templu, ținea foarte mult să aducă din nou chivotul în Ierusalim și alte, alte exemple, pentru că asta se întâmplă, dragul meu. Când îl ai pe Dumnezeu în inima ta, când viața ta cocotește de dragoste pentru El, îți pasă de casa lui Dumnezeu. Și trebuie să te gândești în ce anume Postul să ajuți ceea ce înseamnă Casa lui Dumnezeu. Nu înseamnă doar atât că vin la Biserică ceea ce este un lucru frumos, extraordinar. Sau orice altceva care este vizibil. Dar există alte lucruri pe care le poți face în ceea ce înseamnă a-ți păsa de Casa lui Dumnezeu. Să te rogi pentru față din Biserică. Să te rogi pentru cei care slujesc să te rogi pentru bunul mers al bisericii. Este un mod în care îți exprimi grija ta față de casa lui Dumnezeu și multe, multe alte aspecte. Pentru că găsim la acest împărat un astfel de aspect. Un om îndreptat cu fața spre Dumnezeu este un om căruia îi pasă de casa lui Dumnezeu. Și dorința lui de a restaura sărbătoarea aceasta a Paștelor a adus o mare bucurie în mijlocul poporului, cum nu s-a mai văzut de multă vreme în Israel. Rugăciunea mea, o singură rugăciune, Dumnezeu ascultă și Dumnezeu face ca bucuria să fie în biserică. Un singur gest pe care îl faci, poate lipsi de importanță, aduce bucurie într-o persoană sau în mijlocul unor oameni. Pentru că asta face, dragul meu, un om care are fața îndreptată spre Dumnezeu. Ești un om al lui Dumnezeu? ești un copil al lui Dumnezeu, atunci fă ceva care să dovedească că îți pasă de casa lui Dumnezeu. Poate poți să slujești sau orice altceva. Întreabă-te în această seară și fă ceva ca să dovedești că îți pasă de casa lui Dumnezeu. În al treilea rând, Ezechia era un om care s-a smerit autentic și fratele Paul spunea despre lucrul acesta. Știți ce mi-a plăcut mie la, la omul acesta dacă întoarce Sfânta Scriptură la capitolul 31 și spunea despre, despre uh, Ezechia că a făcut un lucru foarte frumos, versetul 3, dați-mi voie să citesc. Împăratul, pentru că trebuia să se orânduiască toate slujbele acolo la, la templu după ce s-a restabilit acea sărbătoare, și spune că împăratul a dat o parte din averile lui pentru ardele de tot, pentru arde de tot de dimineață și de seară, pentru arde de tot din toate zilele de sabat, de lună nouă, de sărbători, cum este scris în legea Domnului. Adică un om care se smerește nu este un om care spune la alții, ci un om care face. Un om care a dat un exemplu. Un om care s-a smerit atunci când a știut că el are nevoie de a trăi o viață curată. Și un om care a dat un exemplu când a dat ceva, a spus vreau să dau și eu ceva pentru lucrările de la casa Domnului. Împăratul să facă lucrul acesta? Da, împăratul. Pentru că a înțeles că mai bine este să dai decât, primești, să, decât să primești. Împăratul întotdeauna primea, pentru că era legea pe care ei au stabilit-o. Dar era mai bine pentru el și a înțeles că el trebuie să fie în rând cu toți ceilalți oameni ca să dea ceva pentru casa lui Dumnezeu. Pentru că un om care are fața spre Dumnezeu, se smerește, autentic, în toate lucrurile. Autentic înseamnă ceva foarte clar. Un om care se smerește autentic este un om care nu este fals. Nu faci ceva pentru ca să te vadă oamenii. Nu faci ceva pentru ca să rest cât ești tu de, desmerit. smerit. Nu. Un om autentic care a dovedit prin realitatea lucrului pe care l-a făcut că este un om smerit. Și împăratul Ezechia a dovedit lucrul acesta. Și în această seară mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne ajute să fim smeriți și smerenia noastră să fie autentică. Nu de văzul oamenilor, nu ca să spună, uite ce smerit cutare cu tare sau cu tare, uite ce a făcut cu tare sau cu tare, nu. Pentru că la un moment dat spunea Domnul Iisus Hristos, de multe ori această smerenie autentică se vede prin lucrurile pe care le facem și nu mai știe nimeni, numai noi și Dumnezeu. Dar Dumnezeu întotdeauna ne dă răsplată. Pentru că Dumnezeu iubește smerenia autentică. Dumnezeu să ne dea tuturor această smerenie. Și apoi, în al patrulea rând, omul care are fața îndreptată înspre Dumnezeu este răsplătit. Pentru că trebuie să știm ceva, dragii mei. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Pentru toate lucrurile pe care le facem, pentru viața noastră curată pentru faptul că suntem oameni care iubim casa lui Dumnezeu, iubim lucrurile lui Dumnezeu, pentru că ne pasă, pentru că facem multe, multe lucruri din dorința de a ajuta, nu din dorința de a fi, eu știu, înălțați. Toate aceste lucruri Dumnezeu le vede, le contabilizează și ne răspătește pentru ele. Și ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu? Că la un moment dat spune capitolul 32 că împăratul Asiriei, uh, Sanherib, a venit ca să lupte împotriva lui Ezechia. Și ei erau mult mai mulți. Mai numeroși, mai puternici. Și nu numai că erau mai mulți. Îl, oarecum îl, îl ocărau pe Ezechia. Cum adică tu crezi că Dumnezeul tău o să te scape după tot ce am făcut noi la atâția împărați? Păi noi am biruit pe toți Dumnezeii care aveau acei împărați. Și de munte, și de mare, și așa mai departe. Și auziți ce spune... Îți spune uh, Ezechia în versetul 7 din acest capitol 32. Spune așa, este îndemnul pe care îl are Ezechia pentru popor bazat pe credincioșia lui față de Dumnezeu. Spune așa, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă teme și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Adică, el spunea, Dumnezeul nostru face cât toate armatele pe care le are Sanherib. Pentru că atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu îți răspătește credința ta. Un om care are fața îndreptată spre Dumnezeu este răsplătit pentru toate lucrurile, inclusiv pentru credincioșia lui. S-ar putea să fie în vremea aceasta într-o vreme mai dificilă, într-o perioadă mai, eu știu, mai cutremurătoare, mai tulburată. S-ar putea să ai o problemă și nu știi cum să o rezolvi. Vreau să spun ceva. Dacă rămâi un om, dacă rămâi un credincios cu fața îndreptată spre Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Amen. Nu ne face pentru că noi merităm, dragii mei. Nu i-a făcut lui Ezechia pentru că a meritat lucrul acesta. E adevărat că era un om care avea anumite calități, dar nu pentru lucrul acesta Dumnezeu l-a ajutat și l-a răsplătit, ci pentru faptul că Dumnezeu nostru este bun. Chiar dacă noi nu merităm, chiar dacă noi nu avem merite, chiar dacă n-ar trebui Dumnezeu nici măcar să se uite la noi, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care ne răsplătește ostenele noastre, ne răsplătește dorințele noastre bune, ne răsplătește tot ceea ce noi vrem să punem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că pentru Dumnezeu contează să te îndrepți cu fața spre El să-L crezi pe Dumnezeu că este singurul Dumnezeu adevărat, să-L crezi pe Dumnezeu că Dumnezeu poate toate lucrurile, să-L crezi pe Dumnezeu că Dumnezeu merită ca viața ta să fie închinată înaintea Lui, ca să-L slujești pe Dumnezeu din toată inima ta, ca să faci toate lucrurile în așa fel încât gloria și onoarea să fie a Lui Dumnezeu. Pentru toate aceste lucruri Dumnezeu ne va răspăti. Și chiar dacă Dumnezeu nu ne aduce răspata definitivă aici, într-o zi când vom ajunge în cer, Dumnezeu ne va da o mare binecuvântare de a sta la masă cu El și de a fi totdeauna împreună cu El. În această seară vreau să ne îmbărbătăm și vreau să ne îndemnăm și vreau să, să ne ajutăm în ceea ce înseamnă viața noastră, luând acest exemplu din Sfânta Scriptură a lui Ezechia. Omul îndreptat cu fața spre Dumnezeu. Omul care s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Omul care a crezut și Dumnezeu l-a binecuvântat. Omul care a trăit o viață Curată Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta. Și noi în această seară, cuvântul ne îndeamnă exact același lucru. Să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu. Să rămânem oameni care întotdeauna să-L punem pe Dumnezeu în cel mai important loc din viața noastră. Și când spun Dumnezeu, vorbim despre tot ceea ce înseamnă dumnezeirea. Nu vorbim doar despre Dumnezeu Tatăl. Și vorbim despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi nu facem uh, separări. Vorbim doar despre Dumnezeu și nu luăm în calcul pe celalți sau celelalte două părți a Dumnezeirei. Nu, nu. Vorbim despre Dumnezeire. Să lăsăm Dumnezeirea să fie pe primul loc în viața noastră. Și atunci, Dumnezeu va binecuvânta viața noastră cum l-a binecuvântat pe Zechia. E adevărat, cum spuneam, noi nu suntem perfecți și nu avem niciun merit. Dar noi întotdeauna... Suntem priviți de Dumnezeu, nu direct prin noi, ci se uită Dumnezeu la noi prin Hristos. Și prin meritele Lui, Dumnezeu binecuvintează viața noastră. Din toată inima, mă rog, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să ne ajute să trăim o viață care să fie plăcută. Vreau să vă, vă mai spun ceva acum, la încheiere. Vremurile pe care le trăim sunt vremurile pe care le vedem. Nu știm ce se va întâmpla cântăm despre venirea Domnului, cântăm despre faptul că Hristos va veni să-și ia biserica, spunem și se aude că vremurile sunt târzii, că sunt vremuri care vestesc această revenire. Oare, oare n-ar fi păcat să pierdem din vedere lucrul acesta și să ne ducem, cum spunea fratele Nati, să ne ducem din nou acasă și să ne copleșească lucrurile lumii acestea și să ne copleșească grijile lumii acestea și să uităm de fapt, scopul cel mai important pentru care noi suntem pe Pământul acesta. Ca să slujim pe Dumnezeu. Domnule pentru că nu știm. Nu știm când va veni Domnul. Nu știm dacă mâine ne vom mai trezi și vom mai avea o nouă zi. Nu știm. Nu știm. Dar dacă Dumnezeu ne mai dă încă o zi, este doar pentru că Dumnezeu ne mai dă încă o șansă să trăim nu pentru noi, nu pentru gândurile noastre, nu pentru planurile noastre ci să trăim pentru El. El să fie cel mai important. Și apoi celelalte lucruri le vom face. Cum spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos, pe aceste lucruri trebuie neapărat să le faceți. Iar celelalte nu le lăsați nefăcute. Dar cel mai important rămâne Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu o rugăciune în care să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea harul și puterea și călăuzirea de a trăi întotdeauna o viață care să fie îndreptată înspre el. Amin!